și umblăm în credință. It is faith that matures us. Credința este cea care aduce maturitate în viața noastră. Faith that causes the Holy Spirit to empower us. Credința este cea care îl face pe Duhul Sfânt să ne împuternicească. When we speak about our religion, atunci când vorbim despre religia noastră, its foundation is faith. Fundamentul ei este credința noastră. When we look into the new covenant, atunci când privim la noul legământ, we see very clearly, vedem foarte clar, one is not justified by works of the law. Nimeni nu este îndreptățit prin faptele legii. Our salvation comes as a gift from God. Mântuirea vine ca un dar de la Dumnezeu. We do not earn it by performance. Nu o obținem prin performanțele noastre. It is the outcome of God's grace. Este un rezultat al harului lui Dumnezeu. And we take hold of it by faith. Și intrăm în posesia ei prin credință. Now, that is a true statement. Este o afirmație adevărată. But the conclusion that is reached from it is oftentimes incorrect. Dar de obicei concluzia care decurge din aceasta de multe ori este incorrectă. If we're saved by faith, dacă noi suntem mântuiți prin credință, and not works of the law, și nu prin faptele legii, then the law has been done away with. Atunci înseamnă că am renunțat la lege sau am terminat cu ea? If the law does not save, dacă legea nu aduce mântuire, then we don't need it. Înseamnă că nu mai avem nevoie de ea. And God is finished with it. Și Dumnezeu a terminat cu ea. That is not what we learn in the New Testament. Nu este ceea ce am învățat din Noul Testament. Why was the law given? De ce oare a fost dată legea? Paul's very clear about this. Pavel explică foarte clar despre aceasta. He reminds us that the law was given after the Abrahamic covenant. Ni se spune acum, se aduce aminte că legea a fost dată după legământul avramic. When we speak about the covenant of God, atunci când vorbim despre legămintele lui Dumnezeu, sometimes we call it a new covenant. De obicei noi vorbim despre noul legământ. We saw last night that there's a connection between the word new and kingdom. Am vorbit aseară că este o legătură directă între împărăție și noul legământ. Sometimes we call it the eternal covenant, Brit Olam. De multe ori noi facem referire la aceasta ca la legământul cel veșnic. When this Bible speaks of an eternal covenant, atunci când Biblia vorbește despre acest legământ veșnic, that word eternal in Hebrew, acest cuvânt etern în limba ebraică, is an adjective that relates to the kingdom of God. Este un adjectiv care se relaționează la împărăția lui Dumnezeu. That covenant is also called a covenant of peace. Acest legământ este de asemenea numit un legământ al păcii. We learn that peace has to do with the fulfillment of God's will. Vedem că pacea este un rezultat al împlinirii voii lui Dumnezeu. And ultimately God's will be fulfilled in the kingdom. Și la modul final voia lui Dumnezeu va fi împlinită plenar în împărăție. So over and over when we speak about God's covenant, de aceea, de fiecare dată când vorbim despre legământul lui Dumnezeu, it's a kingdom covenant, este un legământ al împărăției, and it's tied back to the Abrahamic covenant. Și este conectat până în vremurile străvechi la legământul lui Avram. Do you understand the foundation of that of covenant with Abraham? Înțelegeți fundamentul pe care a fost făcut legământul cu Avram? Paul did, and he mentions it in Galatians 3:16. În Galateni 3:16, Pavel menționează aceasta. He speaks about the seed of Abraham. El vorbește acolo despre sămânța lui Avram. This is the foundation of the Abrahamic covenant. Acesta este fundamentul legământului avramic. For in the seed of Abraham all the families of the earth will be blessed. Pentru că în sămânța lui Avram toate familiile pământului vor fi binecuvântate. But who is the seed of Abraham? Dar cine este această sămânță lui Avram? Paul emphasizes that it is not plural, meaning many seeds. Pavel subliniază aici următorul fapt, nu este vorba despre un plural care să aibă de-a face cu mai multe semințe. But the seed of Abraham is Messiah Yeshua. Sămânța lui Avram este Mesia, Yeshua. Therefore, what we learn is this.
De aceea, ceea ce învățăm este aceasta. The covenant of Abraham. Legământul lui Avram sau cu Avram. Which is entered into by faith. Care, în care noi putem să intrăm prin credință. Is the covenant that brings about blessing. Este un legământ care aduce binecuvântare. It's a covenant of salvation. Este un legământ al mântuirii. It's a covenant of the kingdom. Este un legământ al împărăției. And how did Abraham enter into it? Și cum a intrat Avram în aceasta? By faith that produced righteousness in his life. Acea credință care a produs neprihănire în viața lui. So when we walk in faith, așa că atunci când umblăm prin credință, the outcome is going to be righteousness. Rezultatul este neprihănirea. So let's go back to that original question. Haideți să ne întoarcem la acea întrebare primordială. Why was the law given? De ce oare a fost dată legea? It's not to save us. Nu ca să ne mântuiască, să ne salveze. But Paul says. Dar Pavel ne spune. To drive us back to faith in the Abrahamic covenant. Ci pentru a ne aduce înapoi la legământul avramic prin credință. Now, what's he trying to teach us? Ce încearcă Pavel să ne învețe aici? When we walk according to our will. Atunci când umblăm în concordanță cu voia noastră. When we make decisions based upon our thoughts. Când facem, luăm decizii bazate pe gândurile noastre. We will not be walking in righteousness. Noi nu umblăm în neprihănire. We're not walking in faith. Nu umblăm în credință, prin credință. Therefore the law was given. De aceea ne-a fost dată legea. To bring us to conviction. Să ne aducă în punctul în care aceasta produce convingere în viața noastră. To manifest our faithlessness. Ca să se manifeste într-un fel lipsa noastră de credință. To turn us away from our strength. Să ne întoarcă de la concentrarea asupra puterii noastre, la tăriei noastre, and how we see things, și de la modul în care noi vedem lucrurile, back to walking in the faith of Abraham, Isaac and Jacob. Înapoi la credința în care au umblat Avram, Isaac și Iacob. You see, the law is to call us back to maturity. Legea ne cheamă din nou la maturitate. When we apply the law to our life, atunci când aplicăm legea în viețile noastre, and we're not walking in faith, și când nu umblăm în credință, it's going to show our spiritual immaturity. Pur și simplu aceasta demonstrează imaturitatea noastră spirituală. Let's learn another truth about the law. Haideți să vă mai spun un adevăr despre lege. We see that one is not made righteous by works of the law. Ni se spune că nimeni nu este făcut neprihănit prin faptele legii. But there is a connection between the law and righteousness. Dar cu siguranță există o conexiune între lege și neprihănire. We learn what is righteous from the law. Noi înțelegem neprihănirea, învățăm despre neprihănire prin prisma legii. We learn what is righteous. Învățăm despre ceea ce este neprihănirea. And what is unrighteous. Și despre ceea ce nu înseamnă neprihănire. See, when we turn away from faith. Atunci când ne întoarcem de la credință. The law can get our attention. Legea vine să ne capteze din nou atenția. Let me give an example. Take out your Bible and look with me to the book of Exodus and chapter 20. Dragii mei, dați-mi voie să deschidem scripturile la cartea Exodului, capitolul 20. Now a very important event takes place in the book of Exodus in chapter 20. Foarte important s-a întâmplat în Exodul, capitolul 20. It is the speaking of the Ten Commandments. Acolo au fost rostite aceste 10 porunci. We don't see that the law is given in Exodus chapter 20. Nu vedem că legea ar fi fost dată în capitolul 20. This is not where Moses comes down with those two stone tablets. Nu acesta este momentul în care Moise a coborât cu cele două table din piatră. That happens later on in the book of Exodus. Lucrul acesta s-a petrecut mai târziu în cartea Exodului. We need to accept the word of God for what is being revealed. Trebuie să acceptăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum ne-a fost revelat. The children of Israel had came out of Egypt. Copiii lui Israel care au ieșit din Egipt. They were on a 50-day journey. Erau tocmai după o călătorie de 50 de zile. And now they're at Mount Sinai. Și acum stau în fața muntelui Sinai. A place of revelation. Un loc al revelației. And what did God do there? Ce face Dumnezeu acolo? If we read very carefully,
Dacă ne abordăm acest text cu reverența necesară, he proclaimed the Ten Commandments. El pur și simplu a afirmat, a proclamat cele 10 porunci. The scripture says that the people heard these words. Scriptura ne spune că poporul a auzit aceste cuvinte. Now, according to Judaism, în concordanță cu gândirea iudaică, we've already learned that there's 613 commandments. Totdeauna am învățat că sunt aceste 613 mizvot, porunci. And what Judaism taught, so did Yeshua. Așa cum ne învață iudaismul, așa a făcut-o și Yeshua. What's the greatest commandment? Care e cea mai mare poruncă? Love the Lord your God with all your heart, strength and might. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu toată tăria ta și cu toată mintea ta. And what's the second commandment? Și care e cea de-a doua poruncă? Love your neighbor as yourself. Să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. So Judaism puts these two commandments up at the top. Iudaismul, gândirea iudaică, pune aceste comenzi, aceste porunci deasupra tuturor. And we can divide them into two thoughts. Și putem să le împărțim în două categorii. Our love for God, dragostea noastră față de Dumnezeu, which should lead us to love our fellow man. Care ne conduce apoi să-L iubim și pe aproapele nostru. And when we look at the Ten Commandments, și atunci când noi privim la cele 10 porunci, each one of these 10, fiecare din aceste 10, we can look at it and apply it to one of those categories. Putem să privim la ea și să o aplicăm la una din aceste două categorii. Each of the Ten Commandments relate to either loving God or loving neighbor. Fiecare din cele 10 porunci se relaționează fie vis-a-vis de dragostea noastră față de Dumnezeu sau dragostea noastră față de aproapele. So under those two great commandments, we place the 10. Așa că sub aceste două mari porunci le punem pe celelalte 10. And the remaining 601 commandments. Și mai rămân 601 porunci. We examine each one. Și dacă este să o examinăm pe fiecare dintre ele. And we can place them under one of the 10 commandments. Putem să o încadrăm într-una din cele 10 porunci. But the foundation is the 10 commandments. Dar fundamentul sunt cele 10 porunci. Now, what comes into your mind? Atunci când auzi despre porunci, ce îți vine prima dată în minte? If you come from a Jewish background, dacă vii dintr-un context evraic, we speak about the commandments of God. Noi vorbim despre poruncile lui Dumnezeu. As the expectations of God. Într-un fel ca vorbind despre așteptările pe care Dumnezeu le are față de noi. They reveal what God expects me to do. Aceasta ne descoperă ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi să facem. And what he expects me not to do. Și ce așteaptă Dumnezeu să nu fac. But here's the problem. Dar aici e o problemă. When I consider myself and the expectations of God, atunci când mă gândesc la mine și la așteptările pe care Dumnezeu le are față de mine, I don't come out too well. Nu mă simt foarte confortabil. Many of the things that God has said I expect you to do, multe dintre lucrurile pe care Dumnezeu le spune că El așteaptă ca eu să le fac, I don't do. Eu nu le fac. And many of the things that he expects me not to do, și multe dintre lucrurile pe care Dumnezeu așteaptă să nu le fac, these things I do. Aceste lucruri le fac. And therefore when I consider God's expectations, și apoi când este să evaluez așteptările lui Dumnezeu față de mine, I am challenged with my own expectation. Lucrul acesta este provocat de fapt de propriile mele așteptări. God's judgment. Judecata lui Dumnezeu. I realize that I'm far away from God's expectations. Îmi dau seama că sunt foarte departe de așteptările pe care Dumnezeu le are față de mine. His commandments bring conviction. Aceste porunci ale lui de fapt mă condamnă. His commandments proclaim my faithlessness. Aceste porunci de fapt afirmă faptul că nu am credință sau mă cresc fără credință. And that is a fearful place to be. Și acesta este un loc tare neplăcut sau care mă îngrozește, un loc în care sunt îngrozit să fiu. Exodus chapter 20. În Exodul capitolul 20. Look at verse 18. Haideți să privim la versetul 18. Now, it's very important that we remember the context. Este foarte important să ne aducem aminte contextul. The people have just heard the commandments of God. Poporul tocmai a auzit poruncile lui Dumnezeu. They know what God expects from them. Ei știau ce așteptări are Dumnezeu de la ei. And therefore they're fearful of judgment.
De aceea, apoi ei s-au înfricoșat vis-a-vis de judecată. Versetul 18. And all the people saw the voices. Tot poporul a văzut vocea sau a auzit vocea. Something spiritual was going on. Ceva de factură spirituală se întâmpla acolo. Usually we hear voices or sounds. De obicei noi auzim sunete sau voci. Not here. Dar nu aici. They see these sounds. Spune aici, poporul a văzut sunetele și tunetele și sunetul. And these torches. Și aceste tunete. And the sound of the shofar. Și sunetul șofarului. And the mountain was full of smoke. Muntele era plin de fum. And the people, they were fearful as this mountain shook. Și poporul era îngrozit văzând cum se cutremură muntele. And notice what they did. Și iată ce au făcut ei. They stood at a distance. Au stat la distanță. How do we understand this? Cum înțelegem lucrul acesta? The people had a glimpse of God's glory. Oamenii au avut ocazia să zărească puțin ceva din slava lui Dumnezeu. The presence of God was upon that mountain. Prezența lui Dumnezeu era acolo manifestată pe muntele acela. And when they saw these things, și când au văzut aceste lucruri, they stood at a distance. Ei s-au retras la distanță. Remember that. Aduceți-vă aminte de aceasta. God's glory was before them. Slava lui Dumnezeu era desfășurată în fața lor. And they moved away. Și ei s-au îndepărtat. They were convicted. Pur și simplu s-au simțit they were fearful of a holy God. Le era frică de acest Dumnezeu sfânt. Look at verse 19. Haideți să vedem la versetul 19. And they said to Moses, și ei au spus lui Moise, you speak with us and we will hear. Vorbește-ne tu și noi vom asculta. But do not let God speak with us. Dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu. Lest we die. Ca să nu murim. Now, in one sense, there's nothing wrong with their thinking. Dragii mei, într-un anumit sens, nu e nimic rău în modul în care au gândit ei. When they heard the commandments, când au auzit aceste porunci, they understood the holiness of God. Au înțeles de fapt sfințenia lui Dumnezeu. When they heard the commandments, când au auzit poruncile, they understood their unholiness. Și au înțeles propria lor nesfințenie. And they were concerned. Și au avut această preocupare. Because in a few minutes we're to learn something. Pentru că în câteva minute aveam să învățăm ceva. The text is going to tell us. Pentru că textul ne va spune. That God is moving towards the people. Că Dumnezeu este cel care înaintează, se apropie de popor. A holy God moving towards an unholy people. Un Dumnezeu sfânt se apropie de niște oameni nesfinți. They were convicted by their sinfulness. Au fost convinși de propria lor păcătoșenie. And they were expecting God's judgment. Și așteptau acum judecata lui Dumnezeu. This is why they say we can't listen to God. De aceea au spus nu putem să-l ascultăm pe Dumnezeu. Because we'll die. Pentru că vom muri. A reasonable conclusion. Este o concluzie rezonabilă. But look at verse 20. Dar haideți să privim la versetul 21. God does not want to minister death. Dumnezeu nu a vrut să instrumenteze moartea în mijlocul lor. He's got another purpose that day. El avea alt scop cu ei în acea zi. Yes, the people are guilty. Da, într-adevăr, oamenii sunt vinovați. But God can justify. Dar Dumnezeu poate să-i îndreptățească. God is going to put forth his grace. Dumnezeu poate să-și desfășoare harul său în fața. And grace transforms us. Și harul este cel care ne transformă. So notice what Moses says in verse 20. Să luăm aminte la ceea ce spune Moise în versetul 20. And Moses said to the people, "Do not fear." Moise a spus poporului, "Nu vă temeți." Why? De ce oare? We're guilty. Suntem vinovați. But God has a different purpose. Dar Dumnezeu are un scop diferit. Now, God has not given the Torah. Dragii mei, Dumnezeu nu le-a dat legea. God does not want the people to be a people under law. Dumnezeu nu vrea ca oamenii să fie niște oameni sub lege. Once we understand our guiltiness. De moment ce ne înțelegem propria vinovăție.
But once we seek forgiveness by the grace of God, și când căutăm iertare prin harul lui Dumnezeu, everything can be different. Totul are o nouă dimensiune. See, God wants to make for himself a new people. Dumnezeu vrea să-și facă un nou popor. A holy people. Un popor sfânt. And God can do that in your life. Dumnezeu poate să facă asta în viața ta. And he's wanting to do it that day. Și vrea să o facă în această zi. So God says through Moses. Dumnezeu spune prin Moise. Do not fear. Nu vă temeți, nu vă spământați. For God wants to bring upon. Pentru că Dumnezeu a venit să aducă. It is to cause to cross over. Dumnezeu vrea să vă facă să treceți peste aceasta. It's a very unique word. Este un cuvânt unic aici. But even more unique is the next word. Dar și mai particular, și mai special este următorul cuvânt. Now, in most translations, we come away with the idea that God wants to cause a testing. În cele mai multe traduceri s-ar înțelege că Dumnezeu vrea să ne pună la încercare. Is that what it says in yes. Romanian? Yes, la fel și în românește. It's not the normal word for testing. Dragii mei, nu este cuvântul obișnuit pentru a pune la încercare, pentru a testa ceva. The Hebrew word is nasot. Cuvântul ebraic este cuvântul nasot. It comes from a composite word. Și vine, este un cuvânt compozit. It's the word nisayon. Are această rădăcină nisayon. Nisayon is a testing. Nisayon înseamnă a pune la încercare, a testa ceva. But it can also be understood as an experience. Dar de asemenea poate să aibă acest înțeles a experimenta ceva. It is a word of giving a new experience. Este un cuvânt care induce acest înțeles să vă dea o nouă experiență. It speaks about a different reality. Vorbește despre o realitate diferită. Now, that same word, acest cuvânt, can be nes. Poate să fie cuvântul nes. Nes is miracle. Care înseamnă minune. So what does God want to do that day? Ce a vrut Dumnezeu să facă în acea zi? And when we look at the context, this definition is supported. Și când ne uităm la context, vedem că acesta susține această definiție. God wants to give the people a miraculous experience. Dumnezeu a intenționat să-i dea poporului o experiență extraordinară, miraculoasă. He wants to transform them. El vrea ca să transforme acest popor. Not because they deserve it. Nu pentru că ar fi meritat-o. Not because they were thinking of it. Nu pentru că s-ar fi gândit la aceasta. But because this is God's will. Ci pur și simplu pentru că aceasta a fost voia lui Dumnezeu. How is he going to transform these people? Cum oare avea să-i transforme Dumnezeu pe acești oameni? Look again at verse 20. Haideți să privim din nou la versetul 20. And Moses speaks to the people. Și Moise a vorbit poporului. Do not fear. Nu vă temeți. For the Lord is going to cross over upon you a miraculous experience. Pentru că Dumnezeu tocmai vrea ca să vă facă să treceți prin această experiență miraculoasă. Then it says, Ba Elohim, God is coming. Dumnezeu tocmai vine, Dumnezeu e acolo. This is why he says, do not fear. De aceea spune, nu vă temeți. He's not coming for judgment. El nu vine pentru judecată, pentru condamnare. He's not coming to bring death. El nu vine ca să aducă moarte. He wants to give the people a miraculous experience. Și pur și simplu Dumnezeu vrea să ofere poporului său o experiență miraculoasă, supranaturală. How do we understand this experience? Cum înțelegem această experiență? Well, in the Hebrew text, în textul ebraic, that same word appears. Apare același cuvânt. This bringing upon, causing to come over. Asta înseamnă că vine peste, ca produce ceva care vine peste. The word is repeated for a reason. Și cuvântul acesta este repetat pentru un anumit motiv. Because it's answering what this miraculous experience is going to do for the people. Pentru că această experiență miraculoasă va aduce un răspuns acestor oameni. It says that his fear might be upon your face. Pentru ca frica lui să fie înaintea ochilor voștri, în fața voastră. Now, the fear of God is the beginning of wisdom.
Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. When it speaks about the fear of God, atunci când se vorbește despre frica de Dumnezeu, it's connected to the will of God. Este în conexiune directă cu voia lui Dumnezeu. So what does God want to do? Așa că ce vrea Dumnezeu să facă? On that unique day, în acea zi cu totul special, unică, God wants to give these redeemed people. Dumnezeu vrea să arate. Why do I say redeemed? De ce oare am spus răscumpărat? These are the ones who had a Passover experience. Aceștia sunt niște oameni care au trecut prin această experiență a ieșirii din Egipt, a Paștelui, au trecut peste, îngerul a trecut peste casele lor. When we think of Passover, redemption. Asta înseamnă răscumpărare când ne gândim la Paște. And this is what God does for those who experience redemption. Și asta este ceea ce face Dumnezeu pentru cei care experimentează această răscumpărare a lui Dumnezeu, a trece peste. He makes them a new man. El îi face un om nou, îi transformă. If anyone is in Messiah, dacă este cineva sau oricine este în Mesia, he is a new creation. Este o nouă creație. So what God wanted to do on this day, ceea ce Dumnezeu a vrut să facă în această zi specială, is to give the people his will. Este să le dea sau să împărtășească cu oamenii voia sa. So they will know what to do, astfel încât ei să știe ce să facă, and know what not to do. Și să știe ce să nu facă. Is that a good thing or a bad thing? Dragii mei, e un lucru bun sau un lucru rău acesta? It's a good thing. Este un lucru bun. We should be praying for discernment. Noi trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea discernământ. We should want to know what God says to do and not to do. Noi trebuie să vrem să știm ce să facem și ce să nu facem. Now many times I know that. De multe ori știu aceasta. I know exactly what His will is for a given situation. Câteodată știu exact care este voia lui pentru o anumită situație dată. But that doesn't mean that I'm going to have victory in that situation. Asta nu înseamnă că în mod automat am și victorie în acea situație. Because sometimes we rebel against God. Pentru că de multe ori noi ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu. I know what to do, but I don't do it. Știu ce ar trebui să fac, dar nu o fac. God's got a solution. Dumnezeu are o soluție. Look at what it says at the end of this verse. Hai să vedem ce ni se spune la sfârșitul acestui verset. God's going to do two things. Dumnezeu face două lucruri. This miraculous experience. Această experiență supranaturală. Is that we will know God's will. Este ca noi să cunoaștem voia lui Dumnezeu. What does it say at the end of the verse? Și ce ni se spune la sfârșitul versetului? And they will not be able to sin. Pentru ca să nu mai e foarte interesant. Să nu mai fiți în stare, să nu mai puteți păcătui. That's the solution. Asta e soluția. I don't want to be in the condition where I can sin. Nu mai vreau să fiu în condiții, în circunstanțe în care să păcătuiesc. We have that hope. Avem această nădejde. We talked last night about this new body that we're getting. Seara trecută am vorbit despre acest trup nou care ni se va da. The Bible speaks of our blessed hope. Și Biblia vorbește despre această nădejde binecuvântată. The blessed hope is associated with a kingdom body. Această nădejde binecuvântată este asociată cu acest trup al noii împărății, al împărăției. In the kingdom of God. În împărăția lui Dumnezeu. We believers in Messiah. Noi care suntem credincioși sau care credem în Mesia, who take part in that blessed hope when Messiah returns and gathers up his people, care avem parte de aceeași speranță, aceeași nădejde că atunci când se va întoarce Mesia ne va lua ca popor al său. In this new condition, we're not going to be able to sin. Și în această nouă condiție noi nu vom mai putea păcătui. We'll know the will of God and we'll do the will of God. Noi vom ști voia lui Dumnezeu și vom face voia lui Dumnezeu. That's what God wanted to do to Israel at Mount Sinai. Asta este ceea ce Dumnezeu a vrut să facă Israelului la muntele Sinai. It was a time of great potential. A fost un moment cu un potențial extraordinar. It could have been a day of victory. De fapt, putea să fie o mare zi a victoriei. But look at verse 21. Dar haideți să vedem la versetul 21. One of the saddest verses in the Bible.
unul dintre cele mai triste versete din Biblie. Instead of the children of Israel saying, "Yes, God." În loc ca poporul Israel să zică, "Da, Doamne." We want that experience. Vrem această experiență. We want to know your will. Vrem să cunoaștem voia ta. And we want to be transformed into those that can only do your will. Și vrem să fim transformați în această în care doar să facem doar voia ta. But what does it say in verse 21? Dar iată ce ni se spune în versetul 21. And the people stood at a distance. Poporul stătea la distanță. That same phrase that we see in verse 18. Aceeași sintagmă pe care o găsim, aceeași frază care o găsim în versetul 18. It is a term of disobedience. Și este un termen, să zic așa, este o valență a neascultării. They rejected God's plan. Pur și simplu au respins planul lui Dumnezeu. His provision. Sau ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru ei. Now remember what the people saw. Ne aducem aminte de ceea ce au văzut oamenii. They saw the glory of God. Au văzut acolo slava lui Dumnezeu. They saw those torches of fire. Au văzut acolo acele flăcări. And it also says they heard the sound of the shofar. Și de asemenea se spune că ei auzeau sunetul șofarului. The shofar is that ram's horn. Șofarul este acest corn de berbece. That speaks of God's provision. Care ne vorbește, ne aduce imaginea purtării de grijă a lui Dumnezeu. And by the way, when Messiah returns to gather up his church, apropo, atunci când Mesia se va întoarce și când își va aduna biserica, he's coming with a great shout of the shofar. El va veni cu un mare sunet de șofar. To announce this new body that he's going to provide. Pentru a anunța acest nou trup pe care el este gata să-l ofere. Now, what did the rabbi say about this? Ce spun rabinii despre aceasta? It was because of this rejection of what God wanted to do. Datorită faptului că ei au respins ceea ce Dumnezeu intenționa să facă, that the Torah was provided. De aceea apoi li s-a dat și Tora în formă. It's simply another example. Este pur și simplu un alt exemplu. We can do it God's way or the hard way. Putem să o facem ca în toate lucrurile. Putem să împlinim lucrurile la modul simplu, ușor sau la modul dificil. So for hundreds of years. Așa că pentru sute de ani. All the Torah could do to the people. Tot ceea ce a putut să facă legea Tora pentru oameni. What we see with the history of the children of Israel. Tot ce vedem în istoria poporului Israel. Is one failure after another failure. Vedem aici eșec după eșec. Remember when Joshua spoke to the people? Vă aduceți aminte atunci când Iosua a vorbit poporului? They were in the land. Erau în țara promisă. Where God wanted them to be. Erau în locul în care Dumnezeu voia să fie. And Joshua offered the people the Torah. Și Iosua le-a oferit oamenilor legea, Tora. And the people didn't make that same mistake. Și oamenii n-au mai făcut aceeași greșeală. They said, yes. Ei au spus, da. We'll receive the Torah. Primim cuvântul, primim legea. We'll do the Torah. Vom împlini legea. What did Joshua say? Și ce a spune Iosua? You won't do this Torah. Nu veți face asta sau nu puteți să faceți. He understood what this day should have been. El a înțeles ce ar fi însemnat ziua aceea. There's a very famous rabbi, Menachem Schneerson. He's dead. E un rabin faimos, Menachem Schneerson, care este mort acum. And his Hasidim have an expression. Și cei care ucenicii săi, neprihăniții săi care îl urmau, we want Messiah now. Au spus, noi îl vrem pe Mesia acum. And he has this teaching that he gave. Și învățătura pe care el a propagat-o. About the many times that the children of Israel should have said to God, send us Messiah now. Despre multe momente din istoria poporului Israel în care izraeliții puteau să spună, Doamne, trimite-ne-l pe Mesia acum. And he points out that this would have been a great time for them to beseech God for Messiah. Și aceasta el indică că acesta a fost un moment măreț în care ei ar fi putut să-l invite pe Mesia. Joshua knew that the people could not obey the Torah in this unregenerated state.
Iosua a realizat că oamenii nu, sau poporul nu poate să împlinească Tora în această condiție de om neregenerat, nenăscut din nou. And Paul knew this. Și Pavel știa aceasta. Let me give you another verse of scripture. Și dați-mi voie să vă dau un alt verset din Scriptură. Romans 7:14. Roman 7:14. Very important verse that has great implications. Un verset foarte important care are implicații majore. It says that the Torah is not for the carnal person. Ne spune legea nu este dată pentru oamenii firești, carnali. Meaning that the unsaved, the Torah won't do anything for. Pentru cei nemântuiți, Torah nu le aduce niciun beneficiu. It can't justify. Ea nu poate să-i justifice. It can't save. Nu-i poate mântui. It can't transform. Nu-i poate transforma. The Torah is not for the carnal person. Pur și simplu, legea, Torah nu este pentru omul firesc. All the Torah for the carnal person can do. Tot ceea ce poate să facă legea pentru un om carnal firesc. Is cause us to look for a different way. Este să ne împingă să căutăm o altă modalitate. To drive us back to the Abrahamic covenant and faith in. Să ne conducă din nou la legământul avramic unde care s-a întâmplat prin credință. To drive us to faith in the seed of Abraham, Messiah. Și să ne conducă către sămânța din Avram, adică la Mesia. So have we gone full circle? Așa că noi trecem prin aceste cicluri. We said earlier that Torah wouldn't save. Vedem că Torah nu aduce mântuire. It's not for maturity. Nu aduce maturitate, nu ne dă maturitate. It's for the immature. Legea este pentru imaturi, oamenii imaturi. So let's throw it away. Așa că am putea spune să o dăm la It doesn't have any relevance. Nu are nicio relevanță. Is that what Paul teaches? Asta este oare ceea ce Pavel vrea să ne învețe aici? We need to understand something. Trebuie să înțelegem ceva. Even though we are believers, chiar dacă suntem credincioși, we all go through times of immaturity. Fiecare dintre noi trecem prin anumite pasaje în care dăm dovadă de imaturitate. Many times instead of walking in faith, de multe ori, în loc să umblăm prin credință, we manifest faithlessness. Manifestăm de fapt lipsă de credință. So the Torah has a person for purpose for the believer. Așa că legea are această semnificație, acest scop pentru credincios. Now, we've been here a long time today. Am stat aici, am petrecut multe ori împreună. It's reminded me of Yom Kippur, the Day of Atonement. Și asta mi-a adus aminte de Yom Kippur, de ziua ispășirii. And on the Day of Atonement. Și în ziua ispășirii. We read a prayer called Al Chet. Citim această rugăciune. It means concerning sin. Care se referă la păcate. Sins. Este o listă lungă acolo de păcate. Now, if you were to ask me, how are you doing spiritually? Și dacă mă vei întreba, din punct de vedere spiritual, cum faci lucrul acesta? Not perfect, but not bad. Sau cum o duci din punct de vedere spiritual? Spui, Doamne, nu sunt perfect, dar nici foarte rău. But when each year when I read that list of sins, dar în fiecare an când citesc acea listă de păcate, God speaks to me that day more than any other. Dumnezeu îmi vorbește în acea zi probabil mai mult decât în oricare alta. I see many areas in my life that I thought were okay. Am văzut multe zone din viața mea despre care eu credeam că e totul în regulă. But when I read this list of sins that's possible to commit. Dar când citesc această listă de păcate care sunt posibile să fie comise. He makes me mindful of many things in my life that I wasn't thinking about. Îmi aduce aminte de multe lucruri din viața mea despre care nu am fost conștient. I fall under conviction. Și în felul acesta intru în convingere sau sub condamnare. I turn to him once more for forgiveness. Și mă întorc către el încă o dată pentru iertare. Now, in one sense, we are already forgiven for all sins, past, present and future. Dintr-un alt punct de vedere, noi suntem iertați de toate păcatele, trecute, prezente și viitoare. But listen to what the scripture says. Dar haideți să ascultăm la ceea ce spune. We are admonished. Noi suntem mustrați sau to confess our sins to one another. Suntem ni se indică cu putere ca să ne mărturisim păcatele unii altora. When I fall under conviction.
atunci când Duhul Sfânt sau când sunt convins. And I'm reminded of his forgiveness. Și când mi se aduce aminte de iertarea sa. And his blood that made that forgiveness possible. Și de sângele care a făcut posibilă această iertare. I'm humbled. Sunt, mă smeresc. And I am encouraged. Și sunt încurajat. And it has a maturing effect in my life. Și are acest efect de maturizare a vieții mele. So the law is not for the immature, the carnal. Așa că legea nu este pentru omul carnal, firesc, imatur. But the law is for the redeemed. Ci legea este pentru cel răscumpărat. Understand the paradigm. Înțelegeți această paradigmă. God did not give the law to the people in Egypt. Dumnezeu nu a dat legea poporului când era el în Egipt. So by doing the law, they would come out of Egypt. Astfel încât prin împlinirea legii ei să iasă din Egipt. It was after redemption that they received the law. A fost după răscumpărarea lor momentul în care ei au primit legea. Because redeemed but nevertheless immature. Pentru că ei erau într-adevăr răscumpărați, dar încă imaturi. And the congregation of the Lord today in the house of God. Și adunarea lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu. Is all too often immature. Este de atât de multe ori încă imatură. It is through the understanding of God's expectations which we learn about through the law. Așa că înțelegerea așteptărilor lui Dumnezeu pe care le percepem prin lege, that we can grow and mature. Aceasta ne poate face să creștem în maturitate. Turn in the book of Hebrews in chapter 7. Deschidem la cartea Evrei, capitolul 7. Hebrews chapter 7. În Evrei, capitolul 7. Beginning with verse 11. Începând cu versetul 11. Now, I like to be accurate. Îmi place să fiu foarte precis. I don't believe everything I read. Nu totdeauna cred așa superficial tot ceea ce citesc. Because oftentimes translators, pentru că de multe ori traducerile, they don't translate. Ei nu traduc. They bring their own theology. Ci pot să-și aducă propria lor teologie. What they think is right. Despre ceea ce ei consideră că este corect. To the text. Și adaugă aceasta textului. They don't translate it literally. Nu o traduc literalmente, but according to their expectations and desire. Ci în concordanță cu așteptările și dorințele lor. Now, this is what many people think. Asta este ceea ce mulți oameni cred. They speak about our high priest Yeshua. Ei vorbesc despre marele nostru preot Yeshua. And we understand something. Și înțelegem ceva de aici. There was a priesthood under the lineage of Levite. Există această preoție care vine prin această liniație a leviților, descendență din Levi. From the house of Aharon. Din casa lui Aaron. And through them the Torah was administered. Și prin ei Tora a fost administrată sau prezentată oamenilor. But we have a different high priest. Dar noi avem acum un preot, un mare preot diferit, from the order of Melchizedek, care vine din dați-mi voie, din Melchizedek, dar mai mult decât atât, care este o preoție după rânduiala, după ordinul lui Melchizedek, în fine. And therefore, because there's a different priesthood, pentru că este această preoție diferită, there must be a different law. Înseamnă că trebuie să fie și o legislație, lege diferită. And therefore this provides a foundation for getting rid of the Torah. Asta ne prezintă un fundament pentru ca să trecem cumva peste lege. It's of the past. Ca astfel încât legea să aparțină trecutului. It's about faithlessness. Este de fapt are de a face cu lipsa de credință. It has nothing to do with a new covenant people. Nu are nimic de a face cu poporul noului legământ. Is that what the word of God says? Oare asta este ceea ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu? This is the scripture that supports such a belief. Acesta este pasajul care poate să susțină această încredințare. And it all is contingent upon one word. Și totul gravitează în jurul unui cuvânt. If you misunderstand and mistranslate this word, everything
everything's going to be different. Înțelegi greșit, dacă traduci greșit acest cuvânt, totul poate să aibă o înțelegere eronată. First love. Versetul 1, capitolul 11, Evrei. Therefore, if perfection came. Hebrew 7. Verse 11. Evrei, scuzați-mă, Evrei 7 cu versetul 11. Forgive me if I said the wrong chapter, I probably did. Sure. Hebrews chapter 7, verse 11. Evrei capitolul 7, versetul 11. Therefore, if perfection came by means of the priesthood, the sons of Levi. Dacă desăvârșirea sau perfecțiunea ar fi fost posibilă prin preoția levitică, who ended was given the law to the people. Care apoi poporul a primit legea. Now let's stop for a moment. Haideți să ne gândim puțin la aceasta. The key word here is perfection. Cuvântul cheie aici este perfecțiune, desăvârșire. I agree with the writers of Hebrews. Sunt de acord cu cei care au scris cartea, cu cel care a scris cartea Evrei. Through the priesthood of the house of Aaron. Dacă desăvârșirea ar fi venit prin preoția casei lui Levi. Through the law of Moses. Prin legea lui Moise. Perfection does not come. Dar prin acestea perfecțiunea nu a venit, desăvârșirea nu a venit. But that priesthood and that law. Ci această preoție și această lege. Was never intended to be given to be used as an instrument of perfection. De la bun început, aceasta nu a fost intenționată ca pe un instrument care ar fi putut să producă desăvârșire sau perfecțiune. It doesn't give perfection. Ea ar fi dat perfecțiune, but it defines perfection. Dar ea nu dă perfecțiunea, ci de fapt definește perfecțiunea, desăvârșirea. How did we know that Yeshua could be that perfect sacrifice for sin? Cum am fi putut realiza că Yeshua a fost sacrificiul, jertfa perfectă pentru păcat? Because he never violated this law. Pentru că el niciodată nu a încălcat această lege. When the Torah was set upon Yeshua. Atunci când legea a fost pusă peste Yeshua. He was without sin. El a fost pur și simplu fără. He was that perfect sacrifice. A fost acel sacrificiu perfect, desăvârșit. So verse 11 again. Așa că în versetul 11 din nou. Therefore, if perfection came by means of the sons of Levite. Dacă desăvârșirea aceasta ar fi venit prin preoția leviților, fiilor lui Levi, by whom the Torah was given to the people, prin care legea a fost dată poporului, why does there a need for another priest after another order according to Melchizedek to rise up? De ce ar fi fost nevoie să se ridice un alt preot după ordinul, după rânduiala, după norma lui Melchisedec care să se ridice din nou? So what we learn here, ceea ce învățăm aici, is that through the Aaronic priesthood, este că prin preoția aronică, through the law of the Torah, prin lege, prin Torah, perfection does not come about. Nu vine perfecțiunea, desăvârșirea. This is not new revelation. Aceasta nu este nicio revelație nouă. Nowhere in the Bible. Nicăieri în Biblie. Nowhere in the Torah specifically. Nicăieri în Torah, în mod specific. Does it say that through the Torah perfection comes? Nu ni se spune nicăieri că prin lege poate să vină desăvârșirea, perfecțiunea. Verse 12. În versetul 12. Now, verse 12 has this word. Versetul 12 conține acest cuvânt. And let me read it as it's translated probably in your Bibles. Haideți să citesc așa cum probabil este tradus în Biblia dumneavoastră. Our high priest is not from the lineage of Aharon. Acest mare preot nu vine din descendența lui Aaron. Our high priest passed through the heavens. Acest mare preot a trecut prin ceruri. He is from the lineage of the house of Judah. El este din lineația, din genealogia casei lui Iuda. From the household of David. Din casa lui David. He is a high priest. El este un mare preot.
But not from Aaron, but Melchizedek. Nu din Aaron, ci pur și simplu din Melchizedek. Now, you know what that term Melchizedek means. Probabil știți care este înțelesul acestui nume Melchizedek. Melchi is my king. Melchi înseamnă regele meu. And Zedek is righteousness. And Zedek înseamnă neprihănire. He is the one that makes righteousness. El este cel care produce neprihănirea. Not the law. Nu legea. Look at verse 12. Haideți să vedem la versetul 12. Now this verse. Acest verset is key to understanding the thoughts of the church today. Este cheia înțelegerii pe care o are biserica astăzi. It simply says this. It's a normal translation. În orice traducere comună ar însemna aceasta. Because there was a change in the priesthood, pentru că odată schimbată preoția, if we change the priesthood, dacă schimbăm preoția, there has to be a change in the law. Trebuie să fie și o schimbare. Aș vrea să faceți un studiu al acestui cuvânt schimbare. The word in the Greek language, cuvântul din limba greacă, is metatithemi. Este metatithemi. The word tithemi is the root. Tithemi înseamnă rădăcină. It means to place or put something. Asta înseamnă să pui, să sădești ceva. To set something in a specific location. Pur și simplu să pui ceva într-o locație specifică. The next word, which is the prefix, și prefixul acestui cuvânt is the word meta in Greek. Este cuvântul meta în limba greacă. It means with. Care înseamnă cu. When you look at this word in the natural meaning of it, dacă privești la acest cuvânt la înțelesul lui banal, să spun, it does not mean to change, nu înseamnă să schimbi ceva, but it means to set with, to set alongside. Ci pur și simplu înseamnă să pui de aceeași parte, să pui undeva. Therefore, we find that the law that Messiah taught, de aceea putem înțelege că legea la care Mesia s-a gândit, and the law of Messiah, and Moses, the law that Moses taught, și știm despre legea la care Moise s-a gândit, they're not at odds, they're not attacking one another. Nu sunt compatibile, nu se atașează una de alta. They're not at war or enmity with one another. Nu sunt nici în beligeranță, nici în contradicție una cu alta. God in his providence set them side by side. Ci pur și simplu Dumnezeu le-a pus una lângă alta. Now, how can we understand this practically? Cum am putea înțelege lucrul acesta în mod practic? How should we apply what we learn to our life? Cum am putea aplica ceea ce am învățat la viețile noastre? Many times people say, "Do you keep the Sabbath?" De multe ori oamenii te întreabă, "Dom'le, tu ții sabatul?" "Do you keep the laws of kosher?" Respecti legea aceasta a bucatelor curate, totul să fie coșer. Do you keep the Jewish festivals, the biblical festivals? Ții sărbătorile biblice, sărbătorile iudaice? No one keeps these things. Dragii mei, niciun it is impossible to keep these things. Este imposibil să ții aceste lucruri, să respecti aceste lucruri. Every Orthodox rabbi knows this. Fiecare rabin, chiar cei ortodoxi, știu asta. And that's why when Judaism speaks about keeping the Torah, de aceea atunci când iudaismul vorbește despre a respecta legea Torah, they're not talking about the biblical Torah. Nu vorbesc despre legea biblică, despre Torah biblică. They're talking about the rabbinical Torah. Ei vorbesc despre acea Torah rabinică, acele învățături rabinice. They understand that the Torah that Moses gave is not in effect today. Ei au înțeles că legea pe care a dat-o Moise nu mai este eficientă, nu este posibilă astăzi. Now, much of what is in the law of Moses makes its way into the rabbinical Torah. Foarte mult din ceea ce este în legea lui Moise este transferat și în legea rabinică. But there's a change. Dar este o schimbare. Let me give you an example. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. Shabbat. Shabbatul. Is Shabbat part of the rabbinical law? Sabatul este parte din legea rabinică? Obviously. În mod evident, but it's very different. Dar e foarte diferit. Not in regard to the expectations. Nu atât de mult în ceea ce privește așteptările vis-a-vis de această prescripție. Let me ask you this question. Dați-mi voie să vă pun această întrebare. According to the law of Moses. În concordanță cu legea lui Moise.
If you break the Shabbat, dacă ai călcat sabatul, what's the punishment? Vine pedeapsa. Care e pedeapsa? Death. Moartea. Is there any Orthodox rabbi that would suggest killing someone because of violating the Shabbat? Asta ne sugerează că rabinul ar putea să ucidă pe cineva care a călcat sabatul? The answer is no. Răspunsul e nu. We do not have a temple in Jerusalem. Nu avem templu la Ierusalim. Shabbat requires offerings to be made every Shabbat. Sabatul implică această cerință ca în fiecare sabat să se aducă jertfe la templu. Without those sacrifices, it reminds us that the Torah is not in effect. Fără aceste jertfe, Tora este, nu poate fi pusă în aplicare. If you ever go to a synagogue, dacă te duci, te-ai dus vreodată la sinagogă, and you hear the primary prayer which is offered up each service, dacă auzi acea rugăciune care se înalță în fiecare serviciu acolo, it's called the Amidah, este acel Amidah, or the Shmoneh Esrei, sau această rugăciune, and a good portion of that prayer, și o mare porțiune din acea rugăciune, is beseeching God to restore the Torah. Este o implorare lui Dumnezeu să restaureze legea. So Judaism does not believe that the law of Moses is in effect today. Așa că majoritatea iudaicilor nu cred că legea lui legea sau Tora mai are efecte astăzi sau mai este în exercițiu astăzi. So should we throw it away? Ar trebui să o dăm la o parte? Reject it? Să o respingem? It has no relevance for us? Nu mai are nicio relevanță pentru noi? This is not the proper conclusion. Dragii mei, nu aceasta este concluzia corectă. What should we do? Ce trebuie să facem? Now here's the biblical truth. Dragii mei, acesta este adevărul biblic. Would you all agree at times? Fiecare dintre noi vom fi de acord că din când în când sau that you walk in immaturity. Sau când înțelegem că am umblat în imaturitate. That you do not display the faith that you should. Când nu ai demonstrat credința pe care ar fi trebuit să o ai. You forget God's expectations. Ai uitat de așteptările pe care le are Dumnezeu față de tine. This is what we do. Iată ce facem. And the same way before we go out in the public, în același mod în care înainte de a ieși în public, we look in the mirror, ne uităm în oglindă, we're okay, arătăm bine, and oftentimes we approach God, și de multe ori atunci când încercăm să ne raportăm față de Dumnezeu, and according to our self-image of ourselves spiritually, în concordanță cu propria noastră percepție spirituală, we think we're okay. Ne gândim, domnule, nu sunt chiar rău. Now understand what the issue is. Dar vă rog să înțelegeți care este problema fundamentală aici. If we're talking about salvation, dacă este să vorbim despre mântuire, God's justification through the blood of Messiah, îndreptățirea care vine prin sângele lui Mesia, when God looks at you for the purpose of being invited into his kingdom, atunci când Dumnezeu privește către tine cu acest scop de a te invita în împărăția sa, remember Yeshua took all of our sinfulness upon himself when he hung upon that tree. Aduceți-vă aminte că Yeshua a luat asupra lui toată păcătoșenia noastră și s-a dus cu ea pe acel lemn. And he imparted to us the very righteousness of God. Și apoi el ne-a împărtășit și nouă neprihănirea lui Dumnezeu. A extins asupra noastră neprihănirea. So when we go before God for the purpose of entering into his kingdom. Așa că atunci când venim înaintea lui Dumnezeu cu acest scop de a intra în împărăția sa, we have been justified perfectly. Noi suntem îndreptățiți, justificați în mod perfect. God sees the righteousness of his son upon us. Dumnezeu vede neprihănirea fiului său extinsă și peste noi. We have perfect assurance of where we're going to be for eternity. Avem această asigurare perfectă unde vom petrece veșnicia. The fact that we have the Holy Spirit is God's promise, his guarantee to us. De fapt, faptul că avem Duhul Sfânt este promisiune, este garanția lui Dumnezeu față de noi. When we speak about justification and being made righteous, we're not speaking about the Torah. Atunci când vorbim despre justificare sau îndreptățire, despre neprihănire, nu vorbim despre lege, despre Tora. But there's a different judgment.
Dar este o judecată diferită. A judgment of rewards. Este o judecată a răsplătirilor, a recompenselor. God is going to look at all of our deeds. Dumnezeu va privi la toate faptele noastre. All of our behavior. La tot comportamentul nostru. Let me give you a very important verse of scripture. Dați-mi voie să vă dau acest verset foarte important din Scriptură. Romans chapter 8. În Romani capitolul 8 and verse 4. Versetul 4. He's speaking here to believers. Aici el vorbește credincioșilor. Whose no longer is there any condemnation from God upon us. Deci nu mai este nicio condamnare pentru copiii lui Dumnezeu. And what does this verse say? Și ce spune versetul acesta? Those who walk in the spirit, cei care umblă după îndemnurile Duhului, not in the flesh, nu după impulsurile firii, those who walk in the spirit fulfill the righteousness of the law. Cei care umblă în Duhul împlinesc de fapt neprihănirea lui Dumnezeu. So when I'm being led by the spirit, așa că atunci eu când sunt condus, călăuzit de Duhul Sfânt, empowered by the spirit, sunt împuternicit de Duhul Sfânt, I'm going to display the righteousness of the law. Voi afișa, voi exprima neprihănirea legii. The law and the righteousness of the law is not contrary to faith. Dragii mei, legea și neprihănirea legii nu este în contradicție cu credința. Remember, we're not talking about how to be saved. Aduceți-vă aminte, noi nu vorbim aici despre cum să fii mântuit. We're talking about how saved people behave. Ci pur și simplu vorbim despre modul în care trebuie să se poarte cei care sunt mântuiți. And Paul says that we should display the righteousness of the law. Și Pavel ne spune că noi de fapt trebuie să reflectăm neprihănirea legii, să afișăm neprihănirea legii. There's no other interpretation to that verse. Nu există altă interpretare a acestui verset. So let's talk about application. Haideți să vorbim acum despre aplicație. It's so simple to understand. Este atât de simplu să înțelegi. You know, there's no temple today. Nu este templu astăzi, nu mai este templu astăzi. There will be a temple. Va fi un templu. And those sacrifices that are offered up at the end of this age. Și acele jertfe care vor fi aduse la sfârșitul acestei dispensații. They will not be received by God. Nu vor fi primite de Dumnezeu. This is going to be the temple of the Antichrist. De fapt, acesta va fi un templu al Antichristului. And as we talked about last night in the millennial kingdom, și când am vorbit aseară despre această împărăție de 1000 de ani a mileniului, there will be a temple. Va fi un templu. There will be sacrifices. Vor fi jertfe acolo. The church won't be offering them up. Dragii mei, nu biserica va aduce aceste jertfe. We're going to be ruling and reigning over those who do. Ci noi vom conduce și vom domni peste cei care fac aceasta. And for those who were not here last night. Și pentru cei care n-au fost aici în seara trecută. Those sacrifices do not atone. Aceste jertfe nu aduc îndreptățire, nu aduc justificare. They don't save. Nu aduc mântuire, nu mântuiesc. They point back to the sufficiency of the cross. Ci pur și simplu acestea indică înapoi spre atotsuficiența crucii. They're offered up into to memorial of Messiah. Ele vor fi oferite în amintirea sau în memoria ceea ce a făcut Mesia. In the New Jerusalem. În Noul Ierusalim. There is no temple. În Noul Ierusalim nu este templu. Now we should be living that kingdom life. Noi trebuie să trăim această viață a împărăției lui Dumnezeu. And how do we do that? Și cum putem face aceasta? Here's the application. Și aici este aplicația practică. We need to read all of this book, correct? Trebuie să citim toată această carte, corect? It's all inspired by God. Toată este inspirată de Dumnezeu. And every commandment that I come across. Și atunci când trec peste orice poruncă, atunci când întâlnesc orice poruncă din această carte. Whether they are a commandment in the Torah? Fie că este vorba de o poruncă conținută în lege, în cele 5 cărți ale lui Moise, în Torah. Or someplace else in the Old Testament? Sau în alt loc din Vechiul Testament? Or in the New Testament? Sau din Noul Testament? The New Testament is full of commandments. Dragii mei, și Noul Testament este plin de porunci. And what are we called to do? Și la ce suntem noi chemați să facem? Study those commandments. Haideți să studiem aceste porunci. Learn the intent of the commandments. Să înțelegem care este spiritul, intenția acestei porunci. And under the leadership of the Holy Spirit. Și sub călăuzirea și conducerea
conducerea Duhului Sfânt. Ask how I can apply that commandment to my life. Să cerem să ne învețe Domnul cum să aplic această poruncă la viața mea. Not for the purpose of being more acceptable to God. Nu pentru a fi mai acceptat în ochii lui Dumnezeu. We have been transformed into the righteousness of Messiah. Dragii mei, noi am fost transformați în neprihănirea lui Mesia. It's not for the purpose of being more acceptable. Nu este pentru scopul de a fi mai acceptați înaintea lui Dumnezeu. But when I apply the truth of the law to my life. Și atunci când aplic aceste adevăruri ale legii în viața mea, as Paul says in Romans chapter 7 and verse 6. Pavel spune în capitolul 7 versetul 6. We who have been redeemed. Noi am fost răscumpărați. We who have been renewed by the Holy Spirit. Noi am fost înnoiți, transformați prin Duhul Sfânt. We walk according to the law, not by the letter of the law. Noi umblăm nu călăuziți de litera legii, but the spirit of the law. Ci de spiritul legii. We understand why that law was given. Acum înțelegem de ce a fost dată această lege. And we want to demonstrate that in our life. Și vrem să demonstrăm aceasta prin viața noastră. For what purpose? Pentru ce scop? That God might be glorified. Pentru ca Dumnezeu să fie glorificat. Through the law. Prin lege comes blessing. Vine binecuvântarea. Moses said, I set before you today. Moise spune, v-am pus astăzi înainte. Both blessing and curse. Binecuvântarea și blestemul. In order that we might be blessed. Ca să alegem să fim binecuvântați. Consider what the scripture says. Luați, pentru ca să fim binecuvântați, luați în considerație ceea ce spune Scriptura. When Messiah hung on that cross, the apostle Paul says. Atunci când Mesia a târnat pe acea cruce, Pavel ne spune. That was nailed to that cross with Messiah. Că a fost răstignit pe cruce împreună cu Mesia. All the judgment of the law. Toată judecata legii. The curses of the law were placed upon him. Tot blestemul care vine prin lege a fost pus asupra lui. So where are those blessings? Așa că unde sunt acele binecuvântări? They're available today. Și aceste binecuvântări ne sunt disponibile în Duh. Atunci când umblăm în Duhul, prin Duhul, we fulfill the righteousness of the law. Noi împlinim neprihănirea legii. And we can expect blessing. Și așteptăm, putem să avem această așteptare a binecuvântărilor lui Dumnezeu. Now let me conclude with a truth about these blessings. Dați-mi voie să concluzionez cu acest adevăr despre aceste binecuvântări. See, we're called to be part of that priesthood. Noi suntem chemați să fim parte a acestei preoții. We're a royal priesthood. Noi suntem de fapt o preoție regală, o împărătească. Not from the house of Aaron. Nu prin lineația care vine din Aaron, din casa lui Aaron. But a royal priesthood is under the leadership of Melchizedek, Messiah. Și această preoție este sub conducerea lui Melchizedek, a lui Mesia. I am not saying that Melchizedek and Yeshua are one and same. Nu spun că Melchizedek și Yeshua sunt unul și același. But Yeshua is of that same order. Dar Yeshua vine prin aceeași normă preoțească. He is a king and the king of righteousness. El este regele, el este rege și regele neprihănirii. How do we understand this? Cum înțelegem aceasta? Well, think about Melchizedek in the book of Genesis. Haideți să ne gândim la Melchizedek din cartea Genesei. He appears within the context of victory. El apare acolo în contextul unei victorii. Abraham, he defeated the enemies. Abraham pur și simplu și-a învins vrăjmașii. And as he was going home from victory, și în momentul în care el se întoarce acasă de la victorie, who met him? Cine îl întâlnește? Melchizedek. Melchizedek. Now, this is the difference between the Levitical priesthood and the order of Melchizedek. Aceasta este diferența între ordinul preoțesc sau norma preoțească levitică și norma sau ordinea preoțească a lui Melchizedek. What did the Kohanim, the priest from the house of Aaron, do? Ce face preotul din casa lui Aaron? They take from the children of Israel. Ei iau de la poporul Israel. They receive the offerings. Ei primesc aceste daruri, aceste ofrande. And offer them up to God. Și le prezintă înaintea lui Dumnezeu. That's the Torah. Asta este esența legii, a Torei. But there's something different with the new priesthood.
Dar este ceva diferit care se relaționează la noua preoție. What did Melchizedek do? Ce face Melchizedek? He received from God. El primește de la Dumnezeu. That bread and that wine. Acea pâine și acel vin. And he gave to Abraham. Și dă, îi oferă lui Avram. The priesthood of Melchizedek. Preoția lui Melchizedek. Is not to receive for yourself. Nu este ca să primești pentru tine însuți. But you are blessed so that you can be a blessing. Ci ești binecuvântat pentru a putea fi o binecuvântare. So when you walk in the righteousness of the law. Așa că atunci când umbli în neprihănirea legii. Led by the Spirit. Condus de Duhul lui Dumnezeu. You become an instrument of blessing. Devii un instrument al binecuvântării. And that's what should excite you. Și asta ar trebui să te încânte. That's what should motivate you. Asta trebuie să te motiveze. See, I'm complete in Messiah. Sunt desăvârșit, sunt complet în Mesia. I don't want to receive the things of this world. Nu vreau să primesc lucrurile lumii acesteia. We should be like John the Baptist. Ar trebui să fim la fel ca și Ioan Botezătorul. John lived a simple life. Ioan a trăit o viață simplă. He understood he must become less so that God might become more. El a înțeles că el trebuie să scadă pentru ca Dumnezeu să devină, să se exprime mai mult în viața lui, el să crească în viața lui. And when we humble ourselves. Și atunci când noi ne smerim. When we deny ourselves. Atunci când renunțăm la noi înșine. God will fill us so that we can be a blessing to others. Dumnezeu poate să ne umple ca să putem fi o binecuvântare pentru ceilalți. And demonstrate that royal priesthood. Și să demonstrăm în practică astfel această preoție regală. So again. Așa că din nou. We study the commandments. Noi studiem poruncile. And under the leadership of the Holy Spirit. Și sub călăuzirea Duhului Sfânt. How can I apply that commandment to our my life? Pot să mă întreb cum să aplic această poruncă la viața mea? So that God will be glorified. Astfel încât Dumnezeu să fie glorificat. And my neighbor will be blessed. Și cei din jurul meu să fie binecuvântați. What does that display? Ce afișează lucrul acesta? Ce prezintă aceasta? What Messiah taught. Asta este ceea ce Mesia. That we love God with all of our heart, soul, mind and strength. Ca să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu toată puterea noastră și cu toată mintea noastră. And we love our neighbor as ourselves. Și să-L iubim pe aproapele ca pe noi înșine. When we bless others in the name of God. Atunci când îi binecuvântăm pe alții în numele lui Dumnezeu. God is glorified. Dumnezeu este glorificat. That's the purpose of the law today for the life of the believer. Asta este scopul legii pentru viața credinciosului astăzi. Amen. Amen. Just a few sentences. Doar câteva clipe. Not about teaching. Nu despre învățătură. But about this conference. Ci despre această conferință. I would like to thank this congregation and your pastor. Aș vrea să vă gândiți ca și congregație și împreună cu pastorul. For making this wonderful facility available to us. Să ne puneți la dispoziție această sală minunată. I would like to thank the Messianic congregation. Aș vrea să cred că adunarea mesianică for being a wonderful host, să fie o gazdă minunată, meeting new friends, să fie punctul de întâlnire cu noi prieteni. It was a privilege for me to be here and share with you. A fost un privilegiu pentru mine să fiu aici să împărtășesc împreună cu voi. It was a joy for my wife and our friends Dan and Fran. A fost o bucurie pentru soția mea și pentru prietenii, familia care ne însoțește. I am grateful for brother Teo who made this possible. Îi sunt recunoscător fratelui Teo pentru că a făcut a instrumentat ca acest lucru să fie posibil. Who has been following via the internet. Care ne urmărește acum pe internet. Thank you, Teo. Mulțumesc, Teo. Thank you to Timothy for translating. For Eddie for his wonderful music. Domnul să ne cuvinteze pe Eddie pentru muzica lui minunată. For his terrific spirit. Pentru Duhul său special și cu totul deosebit. The fact that you got on a plane Friday. Faptul că a venit cu avion, a sosit tocmai astăzi. You worked all weekend for the Lord. Ai lucrat tot acest weekend pentru Domnul. And you're going to get on that same plane tomorrow. Și cu același avion pleci mâine. And fly back to Israel. Și te duci înapoi în Israel. I'll beat you there though. Mă bucur că ai să fii acolo.